Hei gogoșești, bine v-am cu un nou episod de Sims De data asta tot la fiul nostru am venit V-am zis că nu plecăm de aici până nu naște toată lumea Și vreau să vedem ce mai fac Pentru că sunt aici la... Uh, la cum se numește? La festivalul ăsta Am văzut cum mi-apare ceva la Cristin Nu știu pe unde e, pe unde să o găsim E undeva pe la festival Sper că nu, nu pățește iar ceva. A, nu te cred cât de drăguț. Cât de drăguț e jocul ăsta de foc. Nici nu m-am uitat. Am stins la și nu m-am uitat ce se întâmplă pe acolo. Hai să vedem unde e Cristin și ce se întâmplă. Nu te cred că iar a murit fata asta. Ia să vedem. De data asta se mai poate ruga de... De domnul Gică Mortoaru să o salveze? Probabil oare tot cald. Era... Uitați, nici măcar nu am uitat. Mi-a apărut acolo ceva sus și din instinct am apăsat să închid. Că am crezut că e un mesaj. Și n-am văzut exact motivul morții. O să pun pauză și o să vedem ce se întâmplă. Ia. Nu, de data asta a murit pe bune. n am mai putut să o salveze nimeni. Nu te cred. O să luăm... Um, cenușa ei poate, poate fica noastră o să învețe niște vrăși și o să invie pe toți nu te cred că a murit și pe bune de data asta ok, fiul nostru măcar știe ce se întâmplă ce Dumnezeu face omul ăsta aici? Se uită la stele? Pe bune, tu asta faci, tocmai ți-a murit una din iubite și tu te uiți la stele? Știe că a murit, dar n-are nicio treabă. Ia uitați-vă puțin la el. N-are nici cea mai mică treabă. El se uită singur acolo la stele. Ok, nu e bine. Hai să se întoarcă amândoi acasă. Acum au mai rămas doar ei doi. Doar ei doi și copii. Eu zic să o aducem și pe Ariana acasă, ca să vedem când va naște. Nu, nu mă așteptam la asta, e a doua oară când Cristin moare, deși prima oară a fost înviată de către, de către Brita. Dar na, așa a fost să fie și să vedem dacă va putea pe viitor fica noastră să învețe niște vrăji ca să o învie, pentru că vreau să îl ajute și pe lava în chestiunea asta. Hai să o aducem și pe Ariana aici. În mod normal ar trebui să nasc una dintre ele. Pentru că au rămas însărcinate în aceeași perioadă, așa că dacă Cristin a născut, trebuie să nască și celelalte. Ia să vedem. Ariana. Sper că n-ai născut, nu? A născut? Nu, n-a născut. E bine. O adăugăm în casă. E foarte nervoasă din câte văd. Bun, am reușit să o adăugăm în casă și pe ea. Ia să vedem când ar trebui să nască. Ok, e nervoasă pentru că a fost înșelată. Da. Mm, asta e. Toate au fost înșelate de către fiul nostru, deși ea trebuie să nască în orice moment și Brita trebuie să nască în orice moment. Hai să vedem ce se întâmplă. Acum au mai rămas doar ele două în viața fiului nostru. Doar ele două, nu? Ia să vedem. Ia să vedem. A nu mai e și Elizabeth. Mai e și Elizabeth asta Care nu știu ce e cu ea Adică n-am observat-o niciodată în joc Trebuie să îi dăm o întâlnire odată Să vedem despre ce e vorba N-am văzut nici să vin aici Ok, ce se întâmplă? E nervoasă E nervoasă Ariana Și cu cine se ceartă? Și fica noastră A, fica noastră, nepoțica noastră E foame, nimeni nu are grijă de ea E, e nasol E nasul, să vezi ce se întâmplă pe aici. Hai, mai bine pune și culcă-te. Relaxează-te ca să naști în tihnă, să spunem așa. Ea care să fie dormitorul... Um, hai să punem dormitorul ăsta alu Brita, dormitorul ăsta alu Liam și dormitorul ăsta îl punem alu Ariana, dacă tot e aici ca să nu să nu doarmă cu niciuna măcar. Dacă tot copilul are nevoie să fie schimbat scute, ok, bine, imediat. Ok, să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Uh, a trebuit să dăm comandă de ceva. Avem un frigider? Nu avem frigider în bucătărie? Nu te cred că nu avem frigider în bucătărie. Trebuie să-l punem pe aici, pe undeva. Da, lipsesc multe lucruri în casa asta și chiar de mare, după cum observați, e destul de așa îngrămădită. nu prea place chestia asta, sincer. Îi depunem un frigider aici. Ia să vedem. Nu se prea potrivește, dar să fie un frigider. Să se ocupe Brita de comanda mâncare. Hai să vedem. Unde putem? A, aici. Hai să comande ceva de mâncare. Comandăm niște mere, să avem niște fructe în casă. Oh, niște busuioc, niște fasole, mai multe fructe. Lapte, da, ne trebuie mai mult lapte în casă. Niște morcovi, pește, poate face ceva de mâncare cu pește. Nu, că de cocos, de ce nu? A, ah, uite, o carte de gătit. Poate învață mai multe. Niște ouă, neapărat ouă. 12 ouă. Făină. Un lapte mai gras. Ok. Unt. Ia să vedem. Niște, cum să zic astea, ciuperci. Ceapă, ceapă trebuie mereu în casă. Cartofi, mereu banane, zahăr și carne. E bine de avut carne. Ia uite și pe Bă, să aibă de toate. E bine să aibă de toate. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici. oh, asta mică doar în patul ăsta. De obicei credeam că patul ăsta e doar pentru cei mai mari, dar văd că nu. Ok, a venit cel de la delivery. Hai să vedem pe unde e pe unde e? Unde s-a dus băiatul ăsta? A, încă nu a venit, încă nu a venit, trebuie să vină. Uitați, aici avem o zonă unde ar putea să planteze ceva. Hai să l chemăm pe Brita să comande niște semințe. Ce-am putea planta? Legume. Wow, plante magice. Haideți să planteze niște plante magice, să vedem despre ce e vorba. Ia să vedem. Astea sunt plantele magice, oare? Bluebell? Nu cred că sunt alte plantele magice. Dar am comandat. Dar poate trebuie să le pun în. Uh, să le pun pe jos, gen? Nu? Să le pun așa și să le desfacă după. Oare așa ar trebui să fac? Parcă așa trebuia să fac. Ia să vedem. Da, trebuie să le desfacă și pe le poate planta. Ok, am înțeles. <coughs> a venit de la uh, comanda cu mâncare. vă că femeia plânge. Ce se întâmplă oare cu ea? Mă fără voce, nu te cred. Hai să primim uh, comanda cu mâncare. Hai să primim. Cineva a înșelat-o, cred. Da, pare că cineva a înșelat-o. Că tot apărea inima frântă. Acum vine fiul nostru și acum comandat cu mâncare și să o punem direct în frigider. Dar nici azi nu naște niciuna. Nici azi. Oare, cred că trebuie să dăm pe repede înainte ca să nască. La Ariana e foarte cald. Haideți să o schimbăm în niște haine de... Dar, de fapt, nu, nu o schimbăm. Punem un termostat în casă. Că știți faza cu termostatul. Că dacă o schimbăm, poate se schimbă la loc și nu are sens. Ok, a venit comanda cu mâncare, hai să o pun în frigider și să vedem ce plante va planta aici. În Brita, unde e Brita? Ah, trebuie să nască Brita! Nu te crezi, s-a băgat în apă cu Teddy! Ce drăguț! S-a băgat în apă cu Teddy. Ok, hai să nască Brita. Unde punem și noi căruciorul? Azi am avut cam multe evenimente. A și murit Cristin și naște Brita în aceea zi. Nu știu dacă e o zi bună sau o zi rea. Înțelegeți ce vreau să spun? punem aici în sala de sport pătuțul și hai să naști ok, ce s-a întâmplat? parcă văzusem că se întâmplă ceva, dar nu știu ce să nu fi fost Teddy supărat ia să vedem nu trebuie să nască și ea, nu? nu trebuie încă să nască și ea doar Brita Hai, unde ești Brita? Vino și aici să aduci copilul pe lume. Uh, nu vedea momentul. Momentul adevărului. Va fi fată, va fi băiat. E tot băiat. Nu te cred. E tot băiat. Mamă, ce nume se i dăm? Caleb Wilson Elias. Elias. Elias sună bine. Elias și Sem, bine ai venit în viața noastră. Cât de drăguți. Ia uitați. Hai să vedem. Asta e poza de thumbnail, domne. Ia să vedem. Sunt foarte, foarte drăguți. Ia. Așa, și acum dacă mergem la fiul nostru și ne uităm puțin uh, la arbore. Mama are trei copii. Deci ia uitați-vă la noi. De ce ne apare aici așa? Hayley. Ah, m-am speriat, am crezut că s-a mai întâmplat ceva la noi. Din fericire suntem în viață cu toții. Ia să vedem, am mai făcut cineva vreun copil pe aici? <laughs> n am mai făcut nimeni niciun copil. Noi suntem în viață, iar fiul nostru are trei copii. Mamă ce familie mare, vă dați seama cum ar fi să fie așa peste tot, tot, doamne, o grămadă de copii și nepoți. Ok, cam acesta a fost și episodul de azi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați o mare gogoșică și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod, papa! Pa!